fare sono ultime le avvenimenti delle persone che la fuma una Jordana. Emmanuel Macron ha posto riservato il dialogo di popolo di Zelensky. Via transmisca nu crede că e constructiv și înțelept să folosească acest cuvânt genocid, pentru că asta ar aduce un deserviciu în acest moment Ucrainei. O atitudine diferită dacă este să comparăm de cea a lui Joe Biden, care a vorbit cu ușurință în repetate rânduri despre genocidul comis de Rusia.